Ne aflăm pe obiectivul de investiții C plus M, modernizare drumuri comunale în comuna Pipirig, județul Neamț, o lucrare a cărei investiții este în valoare de 6.346.000, la care astăzi facem recepția la terminarea lucrărilor. Lucrarea ca și stadiu fizic în mare constă. Sunt două tronsoane de drum, unul drum comunal 158 cu o lungime de 2 km și drumul și strada Slatinii pe care ne aflăm cu o lungime de 1375. Pentru amenajare s-a folosit un sistem rutier format din 15 cm balast, 8 cm AB2, 5 cm BAT-PC și 4 cm BAPC-16. În același timp s-au reabilitat șase poduri din beton armat, la care s-au făcut cămășiele la culei, la toată infrastructura. S-au executat lucrări de apărări maluri pe toată lungimea tronsoanelor, pe tronsoane parțiale, în cantitate de aproximativ 12.000 de metri cubi de gabioane. Pentru siguranța circulației s-au montat aproximativ 1.700 de metri liniari parapet metalic flexibil, marcaje laterale pe toată lungimea și semnalizare verticală pentru fiecare pod în parte și pentru drum conform planului de semnalizare. Ca și amenajare auxiliară sau ca inventar la drumuri, acostamentele s-au betonat, s-au consolidat prin beton, iar pentru dirijarea apei s-au folosit rigolii de acostament. Sistemul de descărcare mai cuprinde 16 podețe FI1000 și 4 podețe FI500 la drumurile laterale. Pentru asigurarea fluenței circulației s-au mai executat încă 10 stații de încrucișare.